Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Urmăriți știri și evenimente locale. Stop Cadru Rădăuțean de astăzi debutează cu o lansare de carte. Părintele Cătălin Vega și-a adunat poeziile în volumul Natura Căutării. Ne uităm, o răsfoim, sunt câteva pagini și ni se pare ceva simplu. Ce ușor poate fi să scrii o carte? Ar spune doar cineva care nu știe câtă muncă, câtă trăire, câtă simțire, câte nopți de zbucium se află în spatele acestor rânduri. Și acest lucru o știe doar autorul. E vorba de Cătălin Ioan Vega. Ar fi, cred, imposibil să facem o delimitare între părintele Ioan și poetul Cătălin. Și de o parte și de cealaltă, de fapt este vorba despre omul Vega. Este omul care, așa cum l-am simțit eu din această carte, este omul care caută întrebări și nu încearcă să ne ofere pe tavă niște răspunsuri. Este un poet care spune ceea ce simte, spune ceea ce gândește și are curajul să exprime tot ceea ce are mai bun în interiorul său. Am să încerc doar în două fraze să sintetizez această carte folosind exclusiv cuvinte ale poetului, pentru că peste tot în această carte sunt metafore. Ceea ce îmi aparține în cele două fraze pe care le voi citi sunt prepozițiile și conjuncțiile, adică cuvintele de legătură. Fiecare cuvânt e o metaforă. De la icarii de tăcere la țărmul de muguri, de la lacrima ce caută oceanul la clepsidra fără de nisip, e o nostalgie, o insulă pierdută, un apus, o noapte și un nimic. Un suflet aparent pierdut, pesimist. La o lectură atentă însă descoperi un om îndrăgostit, un om tânăr care adoră lumina lină, lacrima divină, parfumul și speranța. Și se cuvine, cred, să-mi închei scurta mea intervenție cu zborul în doi. Ochii mei își află odihna în palmele tale lungi ca niște aripi se înalță peste țărmul meu de muguri. Tu, soarele meu, îmi vânezi privirile și le ascunzi departe de lumea tăcerii. În inima ta crești din cuvinte lumina să mă îngroape la existență, ca un copac, cu rădăcinile înfipte în cer, tu, seva mea, mă crești la eternitate. Cuiburile acestea, minore, mărunte, întâmplate în târguri de aceeași altitudine, sunt mai aproape de puritate, sunt mai aproape de normalitate, sunt mai aproape de ceea ce înseamnă autentic. În rostire, prin cuvânt, în rostire, indiferent la ce, în ce formule ne rostim artisticește. În Rădăuți se întâmplă astăzi un eveniment pe care eu, trecând așa de câteva ori pe aici, pe la fereastra cărților, l-am privit cu foarte... Și de ce? Repede s-a creionat în mintea mea o construcție. O construcție de tip dantesc. Știți că Dante are trei nivele, nu? Infernul, Paradisul și Purgator. Și am zis, ia uite ce răsturnare filozofică, axiologică. Știam că paradisul ar trebui să fie ceva mai aproape de cer și infernul ceva mai jos. Iată răsturnarea. Infernul era sus, paradisul jos și acum mă gândeam unde o mai fi și purgatorul. Poate purgatorul urmează după zilele care s-au consumat aici. Apoi am mai zis, ce mai trebuie astăzi poezie? Pe cine mai interesează un boboc de crin sub talpa unui elefant. Că normal, niște elefanți trec peste acești boboci de crin. Sigur că eu optimizez discursul în sensul că
Totdeauna elefanții trec, pentru că istoria îi va acoperi, iar boboții aceștia de crin rămân, pentru că rostirile frumoase din antichitatea arabă, israeliteană, până în Europa de astăzi, s-au transformat în precepte de aur, cum s-au transformat Bibliile în tezaure de versete de aur. Deci eu nu cred în elefanți, aceștia sunt ai deșertului, născuți pentru deșert și pentru nisipuri mișcătoare și trecătoare, dar cred în aceste buchete fragile care înseamnă poezia și care înseamnă artele în general. Păi copilul acesta care ziceți că e preot prin urbea dumneavoastră, eu nu-l văd. La nivel clerical, eu vorbesc în biserică. De aceea nici nu-mi port ținută clericală în contexte culturale. Aici dezbatem chestiuni de cultură. Că atunci ar trebui să vă scot din buzunar, dintr-unul anafră și dintr-unul tămâie. Și eu nu fac asta când vorbesc despre poezie. Acum, acest tinerel care se cheamă Cătălin, așa, nu-i Cătălin Trădătorul din Luceafărul, el este un Cătălin construit pe o altă schemă genetică. Natura căutării s-a amintit acest titlu al cărții. Titlul aproape că nu este poetic, dar este filozofic. Chiar absolut filozofic. Și el, Cătălin Vega, care are și un nume de stea și chiar și un nume de scriitor, Lope de Vega, așa, acest Cătălin, el este chiar într-un suiș, este într-o stare de căutare. El n-a ajuns încă la plenitudine, nu este genialoid, că mulți care scot o carte sau o primă carte, își închipuie că deja au spart toate tiparele și de acum caută marmură, blocuri de marmură, deja să scațări statuie. Poate o statuie e ceva mai frumoasă decât o caricatură care stă la intrarea în oraș. În sfârșit, acum ce să zic eu? Zic că această carte este construită ca un jurnal liric. Dacă Vega ar fi avut un îndrumător un pic mai rău tăcios, cartea ar fi ieșit și mult mai bine. De ce? Pentru că sunt câteva lucruri amestecate în carte. Stări filocalice, pornim cu Putna și cu Tetraevanghelile de la Humor și de la Dragomir, da? Sunt amestecate cu derizoriu de bazar și cu țigănia noastră europeană, care așa de frumos ne reprezintă peste tot. Deci aceste lucruri nu trebuie să stea împreună într-o carte de poezie. Nu. În momentul când vrei să trăiești metafizic, cartea de sus până jos are această marcă. Rămâneți alături de noi pentru a urmări imagini de la prima întâlnire a aleșilor dumneavoastră și ședința de validare ce a avut loc sâmbătă 21 iunie în sala Bibliotecii Tudor Flondor. Alegerile din ciclul al doilea de sculpturi nu sunt rezultatele, nu sunt în punct de definitive, sunt contestate de candidatul Partidului Social Democrat. Nu vom proceda și la numele certificatului proveditor al alegerii în funcția de primar. Datul de sculpturi pentru alegerea consilierilor locali, dintr-un număr total de 25.601 de alegători înscriși pe toate listele electorale din circumscripția municipiului Rădăuț, însemnând liste electorale permanente, complementare, precum și cele cu una mobilă, s-au prezentat la vot un număr de 11.301 alegători, fiind exprimate un număr total de voturi valabile de 10.811. Vă rog să-mi permiteți, pentru că nu știu în ce măsură cunoașteți aceste cifre, să le dau citire, astfel repartizate. Partidul Social Democrat a avut un număr de 3.345 de voturi valabile, Partidul Democrat Liberal 4.215 voturi, Partidul Conservator 219, Partidul România Mare 322, Partidul Național Liberal 613, Partidul Pentru Patrie 41,
Partidul Național SNS Creștin Democrat 893, Partidul Noua Generație Creștin Democrat 341 de voturi, Partidul Ecologist Comun 112, Forța Democrată 130, Uniunea Populară Social Creștină 141 și cei doi candidați independenți care au candidat la funcția de consilier local, domnul Anițulese Gheorghe Doru a obținut 140 de voturi și Obreja Ovidiu Marius un număr de 353 de voturi. Pentru repartizarea mandatelor de consilier local, prin dispozițiile articolului 96 din legea 67/2004, este prevăzută modalitatea de repartizare. Dispoziții legale în legătură cu care Biroul Electoral Central a venit cu o hotărâre în interpretarea legii numărul 75 din 15 mai 2008, la Rădăuți, stabilind prima oară pragul electoral de 50%, a rezultat că pentru repartizarea mandatelor vor intra doar 4 partide, respectiv PDL-ul, PSD-ul, PNCCD-ul și PNL-ul. Numărul minim de voturi pentru pragul de 5% a fost stabilit la 474 de voturi. În urma primei repartizări a rezultat un număr de mandate atribuite de 8 pentru PDL, 7 pentru PSD, 1 pentru PNCCD și 1 pentru PNL, rămânând restante un număr de voturi pentru care s-a trecut la cea de-a doua etapă de repartizare, unde în ordinea descrescătoare a voturilor a rezultat un număr de voturi neutilizate pentru PDL, astfel încât i-a mai fost de 423, da, astfel încât i-a mai fost repartizat un mandat și un număr de 365 de voturi neutilizate pentru PNCCD, astfel încât, după cum ați aflat din mass media, rezultatele au condus la un număr de 9 de consilieri pentru Partidul Democrat Liberal, 7 mandate de consilieri pentru Partidul Social Democrat, 2 mandate pentru Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și 1 mandat pentru Partidul Național Liberal. Astfel cum au stabilit partidele politice în listele de candidați, procedând la înscrierea candidaților declarați aleși în primul tur de scrutin pentru alegerea funcției de consilier local, am dispus întocmirea certificatelor doveditoare ale alegerii, pe care vă rog să-mi permiteți să le înlemnez în ordinea numărului de mandate cum au fost repartizate pe partide. Și primul mandat care vom vedea în ce măsură va mai fi valid și actual merge la domnul Olarean Aurel din partea Partidului Democrat Liberal, care din păcate nu este prezent. Domnul Carcalete Petru, cel de-al doilea consilier din partea Partidului Democrat Liberal. Felicitări. Domnul Sticleț Simon. Puteți să vă aplaudați colegii dumneavoastră, de fapt, și viitorii dumneavoastră, colegi. Domnul Mihalescu Dumitru, din partea Partidului Democrat Liberal. Felicitări. Domnul Puiu Adrian Nicolae. Domnul Crenciuc Daniel, care lipsește. Domnul Ardean Chiori. Domnul Tibei Cădoriu. Și domnul
Dorin Medonț, tot din partea Partidului Democrat din Săraș. Urmează certificatele pentru consilierii Partidului Social Democrat, în funcția listei domnul Frunză Mihai. Felicitări. Domnul Sarcinski Ilie. Domnul Gota Ion. Domnul Maieran Epifanie Cuveriu. Și urmați. Doamna Login Lăcrămioara. Domnul Simota Dorin Cristinel. Doamna Popescu Angelica. Personal, pentru că la înregistrarea candidaturilor nu am avut această ocazie, este pentru noi o onoare. Și vă transmitem mesajul nostru de sănătate, putere de muncă și sperăm că nu veți dezamăgi în niciun fel așteptările electoratului rădăuțean, care v-au investit în această funcție și au trebuit să o reprezentați. Noi vă mulțumim și vă urăm mult succes și dezbateri cât mai frumoase, pe probleme, într-adevăr, care se conducă la soluționarea problemelor rădăuțenilor. Început la dumneavoastră, nu mai știam dacă veți mai ajunge sau nu. Preiau aceeași discuție. Vom vedea în măsura în care acest certificat în funcția de consilier va mai avea valoare și validitate după definitivarea contestațiilor formulate privind rezultatele alegerilor vădut cu scurtul de comunicătorului. Câteva precizări. În baza ordinului prefectului numărul 170, noi suntem prevăzuți în grafic pentru a proceda la constituirea Consiliului Local sâmbătă la ora 9. Acum pe mine mă interesează în ce sală vom face ședința. Dacă sunt mai mulți invitați, poate este bine la bibliotecă. Dacă sunt mai puțini, în convocarea dumneavoastră am scris sala și de ședința Consiliului Local. Acum depinde cum dispuneți ca să știu cum
Câți invitați vor mai veni? O altă problemă ar fi pentru consilierii care sunt la primul mandat. V-am dat în dosar legea administrației publice locale, regulamentul Consiliului Local, legea privind statutul aleșilor locali, precum și alte materiale. Dumneavoastră, până sâmbătă, le veți aprofunda un pic, pentru că vor fi necesare asemenea cunoștințe în ce privește constituirea comisiei de validare, constituirea comisiilor pe domenii de specialitate. Acolo, la constituirea comisiei pe domenii de specialitate, vă rog să aveți în vedere pregătirea profesională a fiecărui consilier, precum și structura partidului politic din care dumneavoastră veniți. Tot sâmbătă veți depune și jurământul, până sâmbătă, în cazul în care dumneavoastră acum ați primit acest certificat, dar dacă până sâmbătă conducerea centrală a partidului dumneavoastră, a partidelor dumneavoastră, va hotărâ excluderea pe unui candidat, atunci voi primi acele adrese și vom comunica la timpul respectiv atunci când vom face validarea mandatului de consilier. O altă problemă ar fi modelul buletinului de vot, pentru că sâmbătă va fi ales și viceprimarul localității. Spune-mi ceva despre tine. De ce crezi că ai fi bun în rolul eroului? Place să merg tare. Fetele mă adoră. A, da? Machiajul. Ok, acum joacă. Vreau emoție. Hai, acțiune. Maică ta plânge. Taică tu urlă de durere. Așa, mai multă expresie. Excelent! Te-am luat! Simt onorat să mă aflu astăzi în inima Bucovinei, la Rădăuț, în mijlocul dumneavoastră. Sunt convins că rădăuțenii sunt interesați în mod cert de viitoarea evoluție a municipiului în care trăiesc. Asta este dovedită și prin numărul mare de oameni care sunt astăzi în sală. Veniți să vadă cine și cum va conduce municipiul în următoarea perioadă. Eu lucrez la nivel de județ și tot bag județul în față. Domnule primar, domnule inspector general, domnule Frunze, fost primar, actual consilier local, domnilor consilier local, permiteți-mi să dau citire desfășurătorului ședinței de astăzi. Prin ordinul numărul 170 din 16.06.2008, prefectul județului Suceava a convocat astăzi, în vederea constituirii Consiliului Local al municipiului Rădăuț, toți consilierii. Au fost convocați un număr de 19 consilieri locali, aleși în alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 01.06.2008, din care 19 sunt prezenți. Având în vedere că sunt întrunite condițiile prevăzute la articolul 30, aliniatul 2 din legea administrației publice locale 215, pe care actualul primar o va învăța pe de rost, corect? Neapărat. Republicată și articolul 1, aliniatul 2 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin ordonanța guvernului numărul 35/2002, aprobată cu modificările și completările prin legea numărul 673/2002, privind prezența minimă a consilierilor, constat că ședința este legal constituită
și declar lucrările acesteia deschise. În conformitate cu prevederile articolului 31, aliniat 1 din legea 215/2001, republicată, lucrările ședinței de constituire vor fi conduse de cel mai în vârstă consilier. N-aș spune cel mai în vârstă, nu sună bine, legiuitorul a greșit puțin, aș merge pe formula elegantă de decanul de vârstă a consilierilor, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri. Dintre consilierii aleși la data de 01.06.2008, decanul de vârstă este domnul Frunză Mihai, având 66 de ani, iar cei mai tineri sunt domnii Puiu Adrian Nicolae și Hrenciuc Daniel. Mi-ar fi plăcut ca aceste nume să fie scrise mai frumos, domnule secretar, ca să înțelegem, care au 30 și respectiv 40 de ani. Îi invit pe domnii consilieri nominalizați în continuare și predau conducerea lucrărilor ședinței de constituire a Consiliului Local Rădăuț domnului Frunză Mihai, decan de vârstă al Consiliului Local. Vă rugăm! Stimați invitați, sunt onorat că am fost cel care să deschid această ședință foarte importantă de constituire a noului Consiliu Local, a noului primar, și de aceea vă rog frumos să-mi permiteți să vă supun spre aprobarea dumneavoastră următoarea ordine de zi. 1. Alegerea membrilor Comisiei de Validare. 2. Validarea mandatelor de consilier local. 3. Depunerea jurământului de către consilierul local. 4. Alegerea președintelui. 5. Prezentarea hotărârii judecătorești de validare a mandatului de primar și depunerea jurământului de către primar. 6. Alegerea viceprimarului. 7. Aprobarea numărului de denumire și componenții comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate. Supun pe aprobarea consilierilor de data aceasta următoarea ordine de zi prezentată. Cine este pentru? Dacă sunt obiecțiuni la prezentarea ordinii de zi. Domnule președinte, solicit amânarea punctului 7 din ordinea de zi. Da, dacă sunt și alte obiecțiuni. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, doamnelor și domnilor consilieri, stimați rădăuțeni. Aș cere amânarea punctului 7, întrucât e vorba despre comisiile de specialitate. Constituirea acestor comisie trebuie să avem întâi o dezbatere, întrucât sunt comisiile care au funcționat în primărie de ani și ani de zile, iar după lege ne permite să mărim numărul comisiilor, să le concentrăm și trebuie să analizăm fiecare comisie în parte. De aceea, vă rog, stimați colegi, consilieri, să luați în vedere că aceste comisii trebuie constituite în urma unei analize, fiindcă aceste comisii de specialitate sunt comisiile care își pun cuvântul pentru fiecare domeniu în parte. Comisia de urbanism răspunde de tot ceea ce se construiește. Comisia de urbanism are importanța cea mai mare în departamentul primăriei. Știți cu toții și ați văzut cu toții ce s-a construit în ultimul timp. Știți cum s-a construit, știți cum s-a construit și știți cum se mai construiește. Aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, domnul președinte de ședință, domnul președinte de can de ședință, vă rog să mă lăsați, să nu mă scurtați sau să nu mă întrerupeți. Vreau să justific de ce cerem amânarea acestui punct, întrucât avem persoane aici și care sunt, care plâng că li s-a construit sub bloc. Li s-a construit blocul în curte. S-a trezit pe noapte. A plecat de la bloc și s-a trezit din nou la bloc. De ce? Că fiindcă vecinul a cumpărat un teren și a construit un bloc. Dimineața când s-a trezit cel de la casă, s-a trezit din nou la bloc. Nu este posibil să acceptăm să construiască în centru. Vrem să aerisim acest oraș. S-a sufocat, stimați colegi, stimați rădăuțeni. Este
Ceea ce s-a întâmplat vrem să nu se întâmple. Vrem ca comisiile să analizeze. Nu se poate să semneze pugul și puzul un președinte de ședință. La prima ședință al Consiliului Local voi cere regulamentul. Regulamentul ședințelor se va aproba de către consilieri. Acest regulament care ne s-a pus în mapă este un regulament aprobat de consilieri care și-au terminat mandatul. Nu se acceptă. Vă rog, stimați colegi, stimați consilieri, gândiți-vă în ultimul ceas că faceți pentru acești oameni, pentru acești oameni care ne-au dat votul de consilieri. Vă mulțumesc, domnul președinte. Propunem ca să constituim cât mai degrabă comisiile, adică chiar astăzi, nu vedem de ce am făcut și noi. Vreau să-l întreb pe domnul Olarean, care președinte de comisie sau de ședință o semnat unul singur și să ne prezintă... Domnilor, haideți să nu intrăm în același joc pe care îl cunosc de ceva timp, la nivelul Consiliului Local Rădăuți și Municipiului Rădăuți. Prezența mea aici nu este una în care să aud discursul gen meeting față de popor. Din rândul 2 încolo, cetățenii sunt doar invitați să asculte, iar hotărâți de luați dumneavoastră, consilierii locali, nu comentăm, nu discutăm, doar votăm. Se propune poveste, se ridică mâna, se votează și se duce mai departe. Deci nu mai discutăm absolut nimic, vă rog din suflet. Treceți la vot. S-au făcut două propuneri pentru la ordine de zi. Una, aprobarea numărului de denumire și componenții comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate și doi, anularea punctului numărul 7 cu privire la această denumire amânarea și componența amânare. Supun la vot prima propunere. Cine este pentru aprobarea numărului de denumire și componenți comisiei? Consilieri. În ordinea în care a fost făcut. Așa a fost. Prima dată, asta a fost pe ordine de zi. Cine este pentru rămânerea în continuare acestor comisii? Votează numai consilieri. Pentru rămânerea pe ordinea de zi. Asta a fost. Deci votăm denumirea de pe ordinea de zi. Deci, rămânerea pe ordinea de zi. Da. Cine este pentru rămânerea pe ordinea de zi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vă rog încă o dată mâna sus ca să nu fie discuții. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci rămâne ordinea de zi cu cea care a fost inițială trecută în această... Deci din totalul de 19 consilieri au votat pentru rămânerea și păstrarea ordinii de zi, 10 consilieri. Cât se abțin, domnule președinte, vă rog să întrebați, să parcurgeți toată procedura. Cu privire la... Cât se abțin, deci votează... se abțin și cât sunt împotrivă. Cât sunt împotrivă și cât sunt împotrivă. Cine este împotrivă? Vă rog să numărați, domnule secretar, vă rog să stipulați, să scrieți. 9 împotrivă. Vă rog să scrieți. Cine se abține? În caz. Având în vedere că s-a primit vormul prevăzut la articolul 45 de legea numărul 215/2000, republicată ordine de zi a fost aprobată. Trecem la primul punct al ordinii de zi, respectiv alegerea membrilor comisiei de validare. Cine face și propun ca această comisie să facă parte din 3 până la 5 membri. Cine face propunere? Dacă sunteți de acord cu numărul de membri, 5 membri. Dacă sunteți de acord cu numărul de 5 membri în fiecare comisie, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc.
5. Să ne înțelegem, este vorba de 5 comisii. De 5 comisii. Ok, haideți-l urmă. Domnule fost primar, vă rog să dați citire, aveți totul în față, doar citiți, nu trebuie să faceți prea mult efort. Ceea ce ați propus pentru comisia de validare. Nu, domnule primar, domnule, citiți de aici. Pentru validarea mandatelor, consilierul ales. Vă rog. Pentru validarea mandatului consilierul ales la data din 1.6.2008, în conformitate cu prevederile articolului 31, alineatul numărul 2 din legea numărul 215/2001, republicate, și articolul 4, alineatul 1 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliului locale, aprobat prin ordonanța guvernului numărul 35/2002, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 673/2002, urmează să alegem o comisie de validare formată din 5 consilieri. Numărul membru comisiei se stabilește prin vot deschis. Cine este aprobat pentru 5? S-a aprobat. Vă rog să citiți paragraful. Deci, domnul președinte, nu recitați din memorie. Există o procedură legală, standard, nu aveți voie să pierdeți nici măcar o virgulă. Da. Dumneavoastră, doamna Negru, care comentați vis-a-vis de bătaia de joc a desfășurării corecte și legale a unei ședințe, vă rog să aveți bunul simț să păstrați aceste comentarii după terminarea ședinței. În caz contrar, o să-l rog omul de ordine să vă evacueze din sală. Vă mulțumesc! Cine face propuneri pentru comisia de validare? Domnul Sfântul. Propun ca din comisie facă parte domnul Adrieleanu Gheorghe. Domnul Puiu, de aici, propuneri. Da, poftiți. Propun ca din comisia de validare să facă parte domnul consilier Dorin Tibeic. Domnul Vâncescu. Propun din, voi face două propuneri din comisia de validare să facă parte domnul Bota și domnul Maierean. Și încă o propunere avem. Propun Daniel, pentru comisia de validare pe domnul Irimescu Mircea. Propuneri pot să facă pe sale. Dacă domnul președinte de comisie a citit în continuare ceea ce avea de citit, ați văzut cam cum ar trebui să se înțeleagă această procedură. Desemnarea candidaților pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcție de numărul de mandate obținute de grupul în cauză. Deci trebuie să fie reprezentanți ai tuturor grupurilor politice din Consiliul Local. Vă rog să țineți cont de lucrul acesta. Corect. Sunt 5? Sunt 5. Perfect. Sistem propunerile pentru comisie. Dacă sunteți de acord, da, sistemul propunerilor. Și la PNL-ul ăla se poate că sunt reprezentanți. Am votat numărul de 5. Și s-au făcut 5 propuneri. Poate trece la vot. Dacă sunteți de acord cu 5 propuneri, cine este pentru? Cei care s-au propus. Da. Rog comisia care a fost votată acum, respectiv domnul Ardelean, domnul Tibeica, domnul Bota, domnul Maierean și Irimescu să se retragă pentru stabilirea președintelui de comisie. Domnul secretar, aveți cum. Deci, comisia de validare se prezinte raport. Raport privind validarea mandatelor consilierului local și consiliului local al municipiului Rădăuț pentru mandatul 2008-2012. În conformitate cu prevederea art. 30 și 31 legii 215/2001 republicată, privind administrația publică locală modificată și completată, ordonanța de urgență 20/2008, ordonanța de urgență 66/2008, legea 35/2008, vă rog să permiteți să prezint raportul comisiei de validare pentru constituirea consiliului local și validarea consilierilor pentru mandatul 2008-2012, urmarea rezultatului votării din 1.6.2008. La alegerile locale din luna iunie 2008 s-a constituit pentru localitatea Rădăuț circunscripția electorală numărul 4, care a funcționat la sediul primăriei, clădirea numărul 2 și un număr de 15 secții de votare. Pentru funcția de consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuț au fost înregistrate un număr de 208 candidaturi din partea partidelor, formațiunilor politice și a unor persoane care au candidat independent după cum urmează.
PDL 24 de candidați, PRM 24 de candidați, PSD 24 candidați, PNG-CD 24 candidați, PC 24 candidați, PNCCD 24 candidați, Partidul Forța Democrată din România 24 candidați, Partidul Ecologist 2 candidați, PNL 24 candidați, Partidul pentru Patrie 5 candidați, Uniunea Populară Social-Creștină 7 candidați, Anițulesei Gheorghe Doru independent, Obreja Ovidiu Marius independent. În perioada legală de contestație, nu s-au înregistrat la birou electoral nicio contestație privind candidaturile depuse și înregistrate. În urma alegerilor locale din 1-6-2008, conform votului electoral și a distribuirii voturilor, au rezultat următoarele candidaturi. Partidul Democrat Liberal, 9 candidați, Olărean Aurel, Cartalete Petru, Sticlet Simion, Mihalescu Dumitru, Puiu Adrian Nicolae, Renciuc Daniel, Ardelean Gheorghe, Tibeică Dorin, Doboș, Dori Medon. B. Partidul Social Democrat, 7 candidați, Frunză Mihai, Sarcinski Ilie, Bota Ioan, Maierean, Epifanie Tiberiu, Login Lăcrămioara, Simota Dorin Cristinel, Popescu Angelica. C. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, 2 candidați, Trimescu Mircea Bătaman Dorin. Și D. Partidul Național Liberal, 1 candidat, Galan Constantin. Conform hotărârii 221 din 17-6-2008 la Biroul Electoral Central, ce modifică și completează hotărârea 130 din 4-6-2008, prin care se prevede că în momentul validării principala și unica condiție este aceea, la momentul validării candidații se facă parte din partidul care i-a propus să candideze. Dacă conducerea centrală a unui partid politic, alianță, confirmă că un candidat este exclus sau nu mai face parte din partidul politic care l-a desemnat, atunci va fi validat supleantul următor înscris pe listă. Față de această prevedere și având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipului, numărul 6537 din 18-6, din partea Partidului Social Democrat, prin care domnul Simota Dorin Cristinel, ales consilier la alegeri locale din 1-6-2008, a fost infirmat ca făcând parte din organizația PSD, organizația Rădăuți, locul de consilier al domnului Simota Dorin Cristinel a fost luat de domnul Nicuțe Petre, aflat la poziția 8 în lista de consilier a PSD. De asemenea, având în vedere adresa PSD, Organizația Județeană Suceava, înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuți, cu numărul 6604, din 19-6-2008, prin care mi s-a adus la cunoștință că domnul Nicuță Petru este infirmat ca făcând parte din Organizația PSD Rădăuți, locul dumnealui a fost luat de următorul supleant, și anume de domnul Băncescu Iulian Mihai, aflat la poziția 9 în lista de consiliere a PSD. Fapt confirmat de către Organizația Județeană PSD Suceava, prin adresa 260 din 26-2008, domnul Băncescu fiind declarat ca primul supliant al PSD, Organizația Rădăuți. Având în vedere declarația domnului Carcalete Petru, candidat declarat ales la alegeri locale din 1 iunie 2008 pentru funcția de consilier local al municipiului Rădăuți, prin care acesta renunță la funcția deținută în Consiliul Local, în cadrul Consiliului Local, motiv pentru motiv de incompatibilitate, precum și adresa PDL, filiala teritorială Suceava, numărul 2832 din 18-6, prin care este confirmată doamna Chindea Mariana, ca următorul supliant pe lista de consiliere a PDL, locul domnului Carcalete Petru, urmând a fi ocupat de doamna Chindea Mariana. Conform art. 33 din legea 215-2001, republicat, privind administrația publică locală, art. 88 din legea 161-2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, prevenirea și sancționarea corupției, având în vedere că domnul Aurel Olărean a candidat pentru funcția de consilier și primar și întrucât în urma alegerilor locale de data de 15 iunie 2008-2002, a întrunit cele mai multe voturi. De asemenea, având în vedere că domnul Olărean Aurel a optat pentru funcția de primar al municipiului conform declarației anexate, propunem validarea următorului candidat din lista de consilieri ai Partidului Democrat Liberal, și anume domnul Lazar Constantin Vasile, înscris în poziția 10 din listă. Vă informăm că la alegerile locale din 1-6-2008 nu au fost depuse contestații la biroul circunscripției electorale numărul 4 Rădăuți, privind înscrierea pe liste de consilieri a candidaților pentru funcție de consilier local. De asemenea, vă informăm că alegerile locale din 1-6-2008 și de din 15-6-2008 au fost validate de BEC. Prin exprimarea opțiunii electoratului cu privire la candidaturile prezentate de consilieri aleși la Consiliul Local al Municipiului Rădăuți,
în număr de 19, sunt 16 bărbați și 3 femei. După pregătirea profesională, 18 consilieri au studii superioare și un consilier are studii medii. În concluzie, având în vedere că au fost respectate prevederile legii numărul 215/2001, republicată, privind administrația publică locală și legea 67/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind alegerile locale, supunem spre aprobare raportul Comisiei de validare în forma prezentă. Mulțumesc, domnule președinte. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta hotărârea definitivă a hotărârea privind validarea mandatelor consilierilor locali. Consiliul Local al Municipiului Rădăuți, Județ Suceava, având în vedere raportul Comisiei de Validare, în baza prevederilor articolului 31 și 45 din legea 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște articolul 1. Validează mandatelor consilierilor aleși la data de 1.06.2008 pentru Consiliul Local al Municipiului Rădăuți, Județ Suceava, după cum urmează. Au fost luați în ordine alfabetică. Ardelean Gheorghe, 2. Băncescu Iulian Mihai, 3. Bota Ioan, 4. Chindea Mariana, 5. Doboș Dorimedon, 6. Frunză Mihai, 7. Galan Constantin, 8. Renciu Daniel, 9. Irimescu Mircea, 10. Lazar Constantin Vasile, 11. Login Lătimara, 12. Mairean Epifanie Tiberiu, 13. Mihalescu Dumitru, 14. Popescu Angelica, 15. Puiu Adrian Nicolae, 16. Sarcinski Ilie, 17. Sticlet Simion, 18. Tibeică Dorin, 19. Bataman Dorin. Președinte, ședință, asistență, contrasemnează secretar. Supun votul această hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Împotrivă. Deci, în unanimitate, vă rog să permiteți să vă dau citire în continuare, conform lege, până la supunem la acest punct 3 de depunerea jurământului către consilier. În primul rând, potrivit prevederilor articolului 32 din alineatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată, consiliere ale căror mandate au fost validate, urmează să depună jurământul în fața consiliului. În conformitate cu dispozițiile articolului din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local aprobat prin ordonanța de guvern numărul 35/2002, rog pe secretarul primăriei să dea citire jurământului. După care consilierii validați se vor prezenta pe rând, în ordine alfabetică, în fața mesei pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul va pune mâna pe stângă, atât pe Constituție, cât și pe Biblie, va pronunța cuvântul jur, după care va semna jurământul de credință întocmit în două exemplare. Menționez că cei care se declară atei sau care nu au altă credință decât cea creștină sau care au altă credință decât cea creștină pot depune jurământul fără formula religioasă. Iar consilierii care refuză să depună jurământul se consideră demisionați de drept. Rog, domnule secretar, să intrați în atribuție. Deci textul jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Rădăuți. Așa să-mi ajute. Acum fiecare din consilieri care vor fi strigați, în ordine, vor veni să jure și să meargă jurământul. Domnul Ardelean Gheorghe. Se pregătește domnul Francescu Iulian. Aici. Jur. Mâna stângă. De ce atâta aveți de făcut? Mâna stângă pe Biblie și Constituției și spuneți jur, după care semnați cele două procese verbale. Nu. Jur. Nu mă jur. Jur. Primul
pregătește Dobos Dorin Erlon. Jur. Dobos Dorin Erlon pregătește Dobos Dorin Erlon. Deci, în urma depunerii jurământului de către domnul consilier, a rezultat următoarea hotărâre. În urma validării mandatelor consilierilor aleși la data de 1.06.2008,
și a depunerii jurământului de către 19 consilieri validați, declară legal constituit consiliul, se declară legal constituit consiliul local al municipiului Rădăuți, județ Suceava. Această hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Trecem la punctul 4 din ordine de zi, alegerea președintelui de ședință. Propune. Deci aici, dacă intervin, președintele de ședință poate fi desemnat doar pentru această ședință sau pentru maximum 3 luni să conducă. Până în prezent, în mandat trecut, fiecare, la lege trecut, era desemnat președintele de ședință de la ședința respectivă, iar ședințele erau conduse în urma înscrierii în cont de prezență. Dumneavoastră veți decide. Cine face propunere? Domnul Ardelea. Îl propun președinte de ședință pe domnul consilier Tenciuc. Alte propuneri? Propun ca ședințele să fie ținute succesiv în ordine alfabetică. Domnule secretar, ați deturnat discuția. Eu am dat un ordin pentru o singură ședință. Deci ceea ce se întâmplă astăzi, președintele de canul de vârstă, este de canul de vârstă astăzi și numai astăzi. Președintele care va prelua conducerea acestei ședințe va fi astăzi și numai astăzi. După aceea, în cadrul Consiliului Local, se vor alege, se vor împărți. Nu intrăm acolo, acolo alte povești. Deci doar pentru alte propunere pentru, alte propunere pentru conducerea ședinței ca președinte astăzi. Cine cum mai face? Domnul Băcești. Vă propun ca ședința de astăzi să fie condusă de domnul Ghinescu. Dacă mai sunt și alte propuneri. Supunem la vot prima propunere. Cine este pentru ca domnul Renciuc să, consilier Renciuc, să conducă lucrările ședințe de astăzi? Cine este pentru? Numărează de voturile. 7, 8, 9. Cine este pentru ca lucrările și împotrivă? Cine se abține? Cine este pentru ca lucrările ședinței de astăzi să fie conduse de domnul Irimescu? Cine este pentru? Zece. Deci a fost ales domnul să conducă lucrările ședinței continuare, domnul inginer Irimescu. Activitatea mea se încheie aici și vă mulțumesc frumos. Îl rog. Mulțumesc pentru alegerea mea ca președinte de ședință și permiteți-mi să trecem la punctul 5 al ordinii de zi, respectiv prezentarea hotărârii judecătorești de validare a mandatului de primar și depunerea jurământului de către acesta. Dau cuvântul pentru aceasta, doamnei judecător, pentru a prezenta hotărârea de validare a mandatului de primar. În conformitate cu prevederile articolului 60 din Legea Administrației Publice Locale și ale articolului 31 din Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Consiliilor Locale aprobat prin ordonanța Guvernului numărul 35 din 2002 și Legea 637 din 2002, îl invit pe domnul primar după ce se va da citirea actului de validare, să depună jurământul în fața Consiliului Local.
Judecătoria Rădăuți, în ședința Camerei de Consiliu din 20 iunie 2009, constată că sunt îndeplinite constituțiile legii pentru validarea în funcția de primar a domnului Aurel Olărean. Pentru aceste motive, numele legii hotărăște, validează în funcția de primar al municipiului Rădăuți pe domnul Olărean Aurel. Scuzați-mă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Rădăuți. Așa să-mi ajute bunul Dumnezeu. Domnule primar Olărean, în acest moment sunteți primar cu acte în regulă al municipiului Rădăuți. Vă doresc să purtați cu demnitate, cu cinste, drapelul țării și vă felicit. Olărean Aurel a depus jurământul, îl declar interzis în funcția de primar al municipiului Rădăuți. În continuare trecem la punctul 6 al ordinii de zi, cel care se referă la alegerea viceprimarului municipiului Rădăuți. Conform articolului 57 alineatul 3 din legea administrației publice locale și ale articolului 11 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin ordonanța guvernului numărul 35 din 2002, aprobat cu modificări și completări prin legea 673 din 2002, consiliul local alege din rândul membrilor săi un viceprimar, alegerea efectuându-se prin vot secret. Precizez că este ales viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor locali în funcție. Potrivit articolului 11 alineatul 2 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin ordonanța guvernului 35 din 2002, aprobat cu modificări și completări de legea 673 din 2002, propunerea de candidați se va face de către oricare dintre consilieri sau de către grupurile de consilieri. Acestea fiind zise, vă rog să faceți propuneri în acest sens pe care să le înscriem pe buletinele de vot. Domnul Cui. Propun pe domnul consilier Simion Sticleț. Alte propuneri. Domnul Maierea. Propun domnul Băncescu Iulian. Domnul Băncescu Iulian. Și doresc să fac și eu o propunere pe domnul Vataman. Și o propunere. Eu mă retrag, nu și doresc să... Deci, vă anunț că noi vom susține candidatura domnului Vataman. Domnul Băncescu se retrage. Mai sunt propuneri? Au fost propuși să fie trecut pe buletinele de vot pentru funcția de viceprimar următorii consilieri. 1. Sticleț Simion. 2. Vataman Dorin. Este nevoie de o pauză pentru completarea buletinilor de vot. Aveți pauză cam 5 minute, puteți ieși la o țigară, mai stați la o zisă. Nu, nu, eu am făcut domnul. Sunt 4, domnul. A spus în 4, că fac domnul. Sunt 4, ok. Spuneți în 4, domnul. Sunteți tânăr. Preoții și părinții noștri. Și doamne. În 4, în 4. 4 ori 4. 4 ture. Muntel, mașin, sfârșit, muncești.
Domnul Frunze. Succes. Domnul Galan. Mă duc să-l păzesc. Domnul Lasă. Hai. Domnul Maierea. Validare este liderul comisiei de validare să prezinte rezultatul votului. Proces verbal. Încheiată astăzi 21.06.2008, în prima ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuț, privind alegerea viceprimarului Municipiului Rădăuț. Având în vedere prevederile legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, precum regulamentul de organizare, de funcționare și organizarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuț, au fost desemnați pentru funcția de viceprimar următorii candidați: Sticleț Simion și Vataman Dorin. În urma votului secret, a fost desemnat ca viceprimar al Municipiului Rădăuț domnul consilier Vataman Dorin cu un număr de 10 voturi. Drept pentru care s-a făcut prezent proces verbal. În vedere că s-a întrunit numărul de voturi pentru, prevăzut de lege, domnul consilier Vataman Dorin este ales viceprimar al municipiului Rădăuț și dăm cuvântul domnului secretar pentru a da citire hotărârii privind alegerea viceprimarului. Hotărâre privind alegerea viceprimarului. Domnul Vataman. Având în vedere articolul 57 alineatul 1 și articolul 45 din legea administrației publice locale, hotărăște, în urma stabilirii rezultatului votului secret, declară ales viceprimar al municipiului Rădăuț și Găzduceava pe domnul consilier Vataman Dorin. Se supune la vot hotărârea. Sunt obiecțiuni la hotărârea căreia i s-a dat citire integral. Acum integral decât de domnul secretar. Cine este pentru? Vă rog să numărați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Vataman, 15, 16. Abțineri? Domnul 1, 2, care mai trebuie să fie cineva. Împotrivă înseamnă că este cineva. Împotrivă? Poate nu e în sală. Mă rog, cu 16 voturi, hotărârea se adoptă.
Și vă fac precizarea, de altminteri s-a mai pomenit chestiunea aceasta până acum. Domnul prefect este presat de timp, va părăsi adunarea noastră, rămâne pentru punctul 7 să desfășurăm singur lucrările. O singură precizare. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, potrivit unei prevederi expres prevăzute într-o lege. Domnul prefect, vă rog, dacă ne spuneți, a rămas bun o vorbă. Doamnelor și domnilor, cum v-am mai spus, sunt deosebit de onorat să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Până în acest moment aș putea spune că procedura s-a desfășurat în mod corect. Hai să spunem și echilibrat, să ne dăm o șansă. Am participat până acum la 8 constituiri în tot județul. Singura localitate unde am văzut frământări mai mari a fost Rădăuțul. Asta nu înseamnă că la Rădăuț nu există democrație și asta nu înseamnă că la Rădăuț majoritatea, minoritatea nu se supune majorității. Îl felicit pe domnul primar pentru funcția obținută, pentru validarea de astăzi. Îi doresc mult succes. Îi spun că va avea o misiune grea în viitoarea misiune a dumnealui de a conduce acest municipiu și de a face din acest municipiu ceea ce ar trebui să fie el, o perlă a Bucovinei. Împreună cu consilierii aleși, validați astăzi, pe care îi felicit, va trebui să facă echipă, pentru că numai împreună cu consilierii, numai cu un consiliu local unit în interesele cetățeanului din municipiul Rădăuț, se vor putea adopta acele hotărâri de care dumneavoastră aveți atâtea nevoie. Îl felicit și pe domnul viceprimar, noul viceprimar al Rădăuților, și îi doresc succes și sper ca relația dumnealui cu domnul primarul Lorean și cu ceilalți consilieri să fie o relație care, de fapt, să nu facă altceva decât să încununeze munca dumnealor în favoarea celor care i-au trimis să-i reprezintă. Totul pentru cetățean. Îmi rog din tot sufletul ca, după încheierea acestei ședințe, să lăsați în urmă doctrine politice, interese de partid, interese personale și să vă puneți la dispoziția cetățeanului. Vă doresc succes tuturor! Nu mă aflu astăzi aici doar pentru acest motiv, ci și pentru a spune câteva din problemele pe care le-are județul Suceava, implicit municipiul Rădăuț. Județul Suceava, după cum bine știți, este al doilea ca mărime din țară. Fruntașe în ceea ce privește numărul de locuitori, având peste 700.000 de locuitori, este primul județ din țară cu suprafață împădurită, este primul în multe capitole de dezvoltare agroindustrială. Pentru a putea dezvolta acest județ, pentru a putea dezvolta în special, pentru că suntem aici la Rădăuț, municipiul Rădăuț, trebuie să avem oameni serioși care să ne conducă, oameni echilibrați, oameni care să aibă prieteni, relații pe care să le cultive în sprijinul acestei comunități. Marea nenorocire a județului nostru și a municipiului Rădăuț și a celorlalte este că cele 114 unități administrative pe care le are județul Suceava sunt în momentul acesta devalizate, sunt decapitalizate. Nu există fonduri, la modul foarte serios, fonduri care să le aibă primăriile și unitățile administrative, fonduri pe care să le poată pune în slujba interesului cetățeanului, în vederea atragerii de alte fonduri. Știm cu toții că pentru a atrage un fond, oricât de mare sau oricât de mic ar fi el, trebuie să, comunitatea respectivă trebuie să pună din buzunarul propriu între 15 și 20% bani nerambursabili, bani ai comunității. Legea spune foarte clar că nu poți lua acești bani ai comunității decât dintr-un singur loc, și anume din taxele și impozitele pe care municipalitatea le atrage la bugetul local. Un proiect deosebit de serios și consider eu singurul proiect care are cap, coadă,
Pentru că am auzit în campaniile electorale foarte mulți oameni politici care spuneau, eu voi aduce fondurile europene. Nimeni nu i-a întrebat însă, da, domnule, cum ai să faci lucrul ăsta? I-aduci cu roaba, i-aduci în buzunar, i-aduci cu avion, cum aduci cu banii ăștia? Ce anume ai tu, ce garanție oferi tu Guvernului Uniunii Europene pentru a primi acești bani? E, la lucrul ăsta nu s-a mai gândit nimeni și nimeni nu prea are răspuns. Acest proiect vine însă cu acest răspuns. Și spun asta pentru că județul Suceava, în afară de faptul că este unul dintre cele mai mari județe din țară, este și unul dintre cele mai bogate județe ale României. Marea durere a sucevenilor, a noastră, este că averea noastră este gestionată de alții. Este o avere regenerabilă. O avere care, în momentul de față, valorează 4 miliarde de euro. O sumă fabuloasă. Acești 4 miliarde de euro trebuie să se întoarcă la dumneavoastră, la cetățenii județului Suceava, pentru ca mai apoi, punându-i pe masă, să putem să atragem, încă îi constituim ca fiind 20% din ce avem noi, din ceea ce trebuie să oferim Uniunii Europene, și după aceea, 4 miliarde de euro, mai putem atrage încă 80% fonduri din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă încă 16 miliarde de euro. În baza acestui proiect, pe care am să-l supun dezbaterii publice, în cel mai scurt timp, am lăsat să se termine febra alegerilor pentru a nu veni cu acest proiect în timp de campanie, pentru a nu se interpreta cumva greșit că acest proiect vine din partea unui sau vreunui partid și pentru a nu atrage dușmani politici acestui proiect. Acest proiect este făcut de mine, un om independent, apolitic, care nu vrea decât binele acestui județ. Nu am nevoie de voturi, nu-mi trebuie absolut nimic. Deci, cu 20 de miliarde de euro, cât vor intra în acest județ, o sumă fabuloasă, nu veți mai putea recunoaște județul. Sunt convins că după aceea România va privi cu interes la evoluția județului nostru și cu admirație, văzând cam ce am reușit să facem noi bucovinenii în aceste locuri. Trebuie să vă mai spun, capacitatea noastră este de a atrage 20 de miliarde de euro. Sunt convins că nu vom reuși niciodată să atragem toate aceste fonduri. Din ce motiv? Pentru că Uniunea Europeană a oferit posibilitatea României, întregii Românii, să primească de la Uniunea Europeană suma de 30 de miliarde de euro. Nu cred că va accepta cineva ca doar în județul Suceava să vină 20 din cele 30. Dar când vorbesc de miliarde de euro, vorbesc de foarte mult. Ne ajung și 10 miliarde pentru a transforma Bucovina într-o Elveție cu adevărat civilizată și de excepție. În acest sens, merg pe ideea că nu sunt de acord și nu pot să înțeleg cum de Biserica Ortodoxă Română din Bucovina este atât de săracă. N-am să înțeleg niciodată de ce Biserica trebuie să stea cu mâna întinsă în fața enoriașului, fie el om în vârstă, fie pensionat, fie bolnav, fie văduvă, acolo unde există acea cutie a milei și fiecare dintre noi merge să susțină Biserica. Mie mi se pare corect că Biserica Ortodoxă din România trebuie să devină una puternică, care să vină în sprijinul cetățeanului, să vină atât spiritual, prin menirea sa de fapt, cât și material. Lucrurile acestea nu se vor face decât când acest proiect va intra în vigoare și atunci, pe lângă fiecare biserică, vom vedea azile de bătrâni susținute de către biserică, vom vedea case de copii, vom vedea cantine de ajutor social pentru oamenii nevoiași și așa mai departe, așa cum se întâmplă cu bisericile puternice din Europa. În același timp, pentru că nu numai biserica mă interesează, nu numai evoluția bisericii mă interesează, aș putea spune că este anormal ca în 2008 în județul Suceava să existe școli prin care plouă, școli în care elevii trăiesc sub teroarea tavanului care stă să pice, există școli în care copiii noștri, marea noastră avere, merg la toaletă în spatele școlii la 50 de metri unde nu au apă
nu au căldură, nu au un acoperiș și nu au condițiile necesare de dezvoltare. Ar fi al doilea lucru pe care acest proiect ar trebui să-l rezolve. Salvarea învățământului românesc de la starea critică materială în care se află. A treia problemă. Luăm exemplul Fălticeniului, care de 15 ani, de 18 ani, se zbate întinzând mâna Guvernului României pentru a cere 15 milioane de euro. 50 de milioane de euro, 10 milioane, 2 milioane, o sumă infimă pentru a avea și acei oameni în spital. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. M-am săturat să văd medici care sunt obligați să facă tumbe pentru a, am spus-o elegant, pentru a trata oamenii, pentru că salariile lor sunt mici. M-am săturat să văd bolnavi și în Spitalul Rădăuț, și la Câmpul Lung, și la Vatra Dornei, și la Suceava, nemulțumiți de modul în care sunt tratați, nemulțumiți de condițiile materiale în care sunt cazați, nemulțumiți de aparatura pe care ar trebui să o aibă o medicină modernă într-un județ modern și bogat, cu adevărat bogat. În același timp, m-am săturat să merg cu mașina pe aceleași drumuri pe care mergea și Decebal și Ștefan cel Mare și Moș Crăciun, acum 100-200 de ani. Marea majoritate a lor se află într-o stare deplorabilă, tocmai datorită lipsei acestor fonduri. Sau, dacă au fost, acolo unde au fost, datorită modului în care au fost chipzuiți acești bani, modului în care au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă. Există foarte multe lucruri. Aș mai putea spune că dacă acum câteva sute de ani o comunitate se dezvolta în jurul unei ape, în marginea sau pe malurile unui râu, în acest moment o comunitate modernă, puternică, economic și bine dezvoltată nu se poate așeza decât în jurul unui aeroport internațional, atât pentru cargo, pentru mărfuri, cât și pentru persoane. De aceea consider o prioritate zero a județului Suceava înființarea unui aeroport internațional care să ne aducă cu adevărat turiști, care să ne aducă cu adevărat oameni de afaceri și mărfuri de pe urma cărora putem câștiga. Un alt aspect pe care trebuie să-l scot în evidență este faptul că turismul sucevean este unul care are potențial, dar sub nicio formă nu are o structurare, nu are o gândire pe o perioadă lungă, nu are sprijin suficient pentru a ajunge acolo unde ar trebui. Sucevița, Rădăuțul, zonele din împrejurim sunt deosebite. Toți cei care le vizitează rămân cu amintire frumoasă. Numai noi nu suntem capabili, datorită lipsei de fonduri, să producem un turism cu adevărat serios și la standardele pe care le cerem. Da, vă mulțumesc, domnul prefect. Două minute, dacă stați lângă mine. Stau. O să fiu foarte scurt, vă promit, domnul prefect. Două minute. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc sincer că astăzi suntem aici, o echipă și oamenii din Rădăuți, cetățenii, care interesează ceea ce se întâmplă în orașul în care locuiesc. Este foarte important că ne interesează pe tot ceea ce spunea și domnul prefect. Avem o șansă mare, dar trebuie să știm să o fructificăm. Dacă nu vom fi pe interesul comunității, nu vom rezolva nimic. De aceea, eu am discutat la București și va veni un sistem de vot electronic pentru toți consilierii. Nu vă faceți probleme că fiecare cetățean din orașul Rădăuți va vedea după ședință pentru cel care l-a trimis în Parlamentul Local, în Consiliul Local, cum a votat. Dacă a votat pentru interesul comunității sau dacă a votat pentru interesul lui, al neamului sau altora. Va fi o transparență totală. Vă promit aici că nimeni nu e mai presus ca legea. Toți vor respecta legea. Chiar dacă ne convine, nu ne convine, vor respecta acea lege. De aceea avem între noi reprezentantul Guvernului care va fi ochii pe instituțiile statului și primăria este o instituție care e urmărită non-stop, tot timpul. Scuzați expresia. Non-stop este alta. Domnul secretar,
șeful dumneavoastră este domnul prefect. Eu vreau să transmit angajaților primărie să nu-și facă probleme. Un primar vine și pleacă. Va fi rândul să plec și eu. Voi pleca cu demnitate, mă voi, asta rămâne să vedeți voi. Și eu rog pentru bunul Dumnezeu să-mi dea mie putere de muncă, sănătate și să fiți aproape de mine. Nu am niciun interes ascuns decât interesul oamenilor. Vreau să revin la funcționari. Stimați funcționari, stimați colegi de serviciu de începând de luni, voi fi colegul dumneavoastră. Dar vreau să spun că de astăzi s-a mărit ziua. Știți cu și dumneavoastră că noaptea e mai scurtă decât ziua. De luni avem o zi lungă. De luni și marți și miercuri. Vom munci cât va fi nevoie. 2 minute, domnul Măirean. 2 minute. Și vreau să vă mulțumesc, în închei, bineînțeles, tuturor, și în primul rând vreau să mulțumesc colegilor mei de partid, al Partidului Democrat Liberal, care au fost tot timpul lângă mine. Și domnul Sticleț, să nu vă pară rău. Asta e situația. Și în ultimul rând vreau să-i mulțumesc soției mele și celor 2 fete, iar a treia este la facultate. A ținut foarte mult să fie lângă mine. Lăcrimeara, îți mulțumesc foarte mult. Veți vedea de luni pe proiector sau pe site-ul Parlamentul Local la primărie cum se va vota. Ceea ce ați văzut astăzi, ați văzut oferta celor de dreapta a fost făcută de către mine să vină cu noi. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc tot bine de pe lume. Finalul emisiunii noastre de astăzi l-am rezervat pentru concertul sponsorizat de Asociația Sanitas a Cadrelor Medii și Camera Federativă a Medicilor din Rădăuți. Urmăriți așadar Quartetul de Chitare Alhambra. Piesa este un concert de Antonio Vivaldi, binecunoscutul autor al celor 4 anotimpuri. Concertul este o piesă în 3 părți, Allegro, Adagio, Allegro.
voi interpreta tema cu variațiune, pe o temă de Mozart, de Fernando Sor. Fernando Sor fiind un compozitor și un chitarist din perioada clasică, care a ajutat la dezvoltarea chitarei clasice prin studiile sale, prin numeroasele sale studii, care au îndrumat pe tinerii cei care au dorit să studieze acest instrument, să parcurgă mai ușor tainele chitarei clasice. Deci, tema cu variațiuni, o temă de Mozart, de Fernando Sor. Thank you.
Domnilor, de Benedetto Marcello, un contemporan cu Antonio Vivaldi, deci vom recunoaște în muzica sa aceleași atitudini muzicale ca la Vivaldi, cum ar fi polifonia, contrapunctul și, să nu uităm, melodicitatea preclasicismului. Deci două părți din concertul în Domnilor de Benedetto Marcello.
Thank you.
Steven Patterson, un compozitor și chitarist american, un iubitor de jazz, blues și country, un personaj foarte bine cunoscut în America, participând la celebrul festival Woodstock din 1969. Thank you.
Thank you.
a fost un mare gitarist american și un producător muzical. Stilul său muzical a fost influențat de mari instrumentiști. Django Reinhardt, George Burns, Lepore. A câștigat numeroase premii. Blue Ocean Echo transpune în scenă motive muzicale aparținând jazzului, country și blues. Ea se dorește a fi o tratare a unei motiv și ceea ce trebuie să fie, de fapt, este un echo. Blue Ocean. Paul Desmond, Take 5.
Thank you.